Hello, bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vă arăt noua mea pasiune și cu ce ne-am ocupat timpul în ultimele săptămâni, să zic ultimul an. Cam de când a venit Ionuț în America, am început să ne umplem casa cu plante. Ionuț mai mult să accepte situația că apartamentul nostru se transformă într-o junglă și eu mai mult să le colecționez și să mă informez de ele. Trebuie să recunosc că 99% din hobby-ul acesta este al meu. Eu mă ocup de ele, eu le ud, eu le privesc, eu mă trezesc dimineața și prima dată verific să văd dacă avem o frunză nouă, dacă avem creștere nouă, orice update în legătură cu plantele pe care le deținem. Le deține, aș zice, pentru că, având în vedere că eu mă ocup de ele, cam sunt ale mele, dar na, în căsătorie e totul jumătate, cu adevărat. Așa că vreau să vă arăt astăzi plantele pe care le am. Sunt undeva la peste 20 și astăzi primesc o nouă plantă, dar e diseară și mă gândeam că dacă vreau să postez clipul ăsta, trebuie să filmez acum, dimineața, așa că doar o să vă arăt o poză cu planta pe care o aștept și apoi săptămâna viitoare o să mai adaug încă o plantă la colecție, dar oricum vă arăt pe astea pe care le avem, pentru că sigur o să iau un clip destul de lung. Un mic disclaimer, ai zice așa în engleză, un mic avertisment, e că nu știu denumirile populare din România, eu am început hobby-ul ăsta aici. Deci, prin urmare, știu în engleză denumirea populară dată de oameni și la unele știu și denumirea în latină, dar o să notez oricum jos denumirea în latină pentru cei care vreți să căutați plantele astea și vreți să le adăugați în colecția voastră. Oricum, hai să începem și sper să vă placă tare mult clipul ăsta. Pentru mine e o pasiune, deci o să-mi placă tare mult să vorbesc pe subiectul plantelor de interior în clipa asta. Poate când o să stăm la casă, o să fim norocoși, o să putem să luăm și plante pentru exterior. Dar oricum ar fi, hai să începem și să vă arăt minunățile astea care mie mi-aduc bucurie și prin care eu mă relaxez dimineața, seara, în timpul zilei când mă uit și văd cum natura merge mai departe. Mi se pare incredibil, avem așa de multe lucruri de învățat de la plante. Deci, hai să începem. O să încep cu, cred că cea mai sentimentală plantă din câte avem, ce nume acest prickly pear, acest cactus. O să-l duc și mai aproape să-l vedeți. Am luat din Arizona când am fost cu camionul, este peste tot, la orice drum, o să vedeți în Arizona, pe marginea drumului acești cactuși. De acolo am rupt acești doi indivizi pe care i-am denumit Tucson și El Paso și de atunci au prins rădăcini, i-am ținut într-o caserolă cu pământ luat de acolo pe care l-am mixat acum cu pământ din acesta pentru orice fel de plantă de indoor și după ce au făcut rădăcini a durat cam 2 săptămâni, 3 săptămâni, cam așa. După ce au avut rădăcină bunicică, i-am pus în acest ghiveci și sper să le fie bine. Pentru cei care o să comenteze că nu e găurit și nu are farfurie, am un strat pinișor de pietre pe fund, deci apa o să se scurgă acolo și nu o să fie problemă cu apa, oricum îi ud destul de rar. La început i-am udat mai des pentru că am vrut să aibă suport în crearea noilor rădăcini. Asta este cea mai dansatoare planta mea. Aștept să fac un time-lapse cu ea, pentru că în fiecare seară își ridică frunzele. Foarte, foarte satisfăcător să o privești și frunzele sunt superbe. Deci m-am îndrăgostit maxim de ea. Pe asta am comandat-o pe Etsy. A durat 5 zile să o trimită prin poștă. A supraviețuit, a avut puțin deranj, dar sper să-i meargă bine. Ghiveciul, dacă putem să-l numim așa, e ceva improvizat de Ionuț dintr-o sticlă foarte mare și, da, sper să funcționeze. Așa. Foarte, foarte frumoasă, se numește Rattlesnake, și cactusul este Prickly Pear, am uitat să precizez. Aceasta este Rattlesnake și da, este, cred că, din ramura Calathea, sper să nu mint, dar oricum o să vă inserez aici toate denumirile. Sunt nouă la asta, deci rog să mă scuzați. Mai departe avem un croton, tare, tare simpatic. Pe asta l-am luat de la Aldi, surprinzător, cu 3 dolari. Cred că e cea mai ieftină planta mea, dar în online e mult mai scumpișor decât atât. M-am bucurat. Prima dată am crezut că nu o să se prindă sau că ceva e greșit la el. Însă, ieri am observat că am două mici frunzulițe care cresc. E semn bun, îi merge bine, să sperăm. Este luat de 3 săptămâni, cred.
oricum, de când ne-am întors de pe camion, foarte, foarte frumos acest croton. Îmi plac tare mult culorile lui. După cum vedeți, e tare, tare colorat. Cred că are cele mai colorate frunze din colecție și cred că se și văd cele două frunzulițe noi pe care le are și mă bucur tare mult de el. Sper să-i meargă bine. E o plantă mai dificilă. Am înțeles că foarte mulți își omoară crotonii, să zic așa. Asta de aici, pe care probabil că ați observat-o, este minunăția mea Monstera, pe care o iubesc, nu puteți să știți cât de mult. Are în clipa asta o nouă frunză care urmează să se desfacă. Încă nu are acele, în engleză îi spune fenestration, nu are acele crăpături, pentru că este doar un pui de Monstera deliciosa și durează o vreme până când o să-și capete acele tăieturi. Aștept cu nerăbdare clipa aia, cred că o să plâng de bucurie. O am tot așa, de când ne-am întors de pe camion, a venit odată cu acest rattlesnake și mă bucur tare mult de ea, îi merge bine, a crescut foarte mult de atunci. De atunci, asta este frunză nouă, mai am una aici și una care urmează să se desfacă. Deci mi-a dat 3 frunze noi într-o lună. Cred că e foarte bine și mai ales că s-a adaptat. Nu-i place să aibă pământul ud foarte tare și nu vreau să îi mucegească rătăcinile, așa că am pus-o într-un ghiveș de teracotă și văd că îi place tare, tare mult. Să vă arăt frunzele, e foarte, foarte frumoasă. Abia aștept să văd ce fenestrations, ce crăpături o să aibă și ce model o să aibă frunzele ei. Sunt sigură că cunoașteți această plantă. E destul de scumpă în America. În România am văzut că nu e atât de scumpă, e mult mai populară și probabil că puteți face schimb cu prietenii voștri. Aici, pe asta am dat $20 și, cum zic, era mult mai mică. Deci, da, acum probabil că deja îi crește valoarea. Aici, în spate, am un rozmarin. E singura plantă de bucătărie, să zic așa, pe care o folosesc la gătit. Recent am tăiat puțin vârfurile. Nu mi se pare că îi merge tare bine. Am multe frunzulițe uscate și crește foarte, foarte greu. Nu știu ce fac greșit. Nu e foarte ud pământul, îl ud. Nu uit niciodată să îl las să fie însetat. Miroase grozav și dă un gust minunat la mâncare. Dar nu sunt prea satisfăcută de cum îi merge. Nu știu ce fac greșit. Habar n-am. El arată bine așa în filmare, dar vă spun că are destul de multe frunzulițe uscate. Mai am aici o plantă care a suferit foarte mult în trecut. Cred că vedeți care frunzele afectate și eu le-am tăiat pentru că erau uscate. Ce s-a întâmplat? Planta arăta foarte bine atunci când a luat-o mami, tot așa, cu vreo $2-3 de la Aldi și înghețase. Și am observat abia după o săptămână sau două, după ce am luat plantele amândouă și mama are una la fel și am crezut că o să moară inițial, dar după cum vedeți crește și îi merge bine, însă nu arată impresionant și nici nu știu ce fel de plantă e. Poate mă ajutați voi, am încercat să o și identific în online, dar nu mi-a recunoscut-o aplicația și nu știu, habar n-am ce plantă e. Îmi place tare mult, încerc să am grijă de ea, deși nu e preferata mea, nu mă atrage niciun fel, dar nu sunt genul de persoană care să arunc plantele, așa că o să mai stea o vreme cu noi. Aici e cea mai micuță plantă din colecție. L-am furat de la ai mei. Inițial, tati mi-a spus că dacă îl vreau pot să-l iau și nici n-am așteptat să mai zică mami ceva. Eu l-am luat. Dacă se dă, de ce nu? Este, aici îi spune Fairy Castle și am văzut că sunt foarte, foarte scumpe Etsy și în general cred că e și din cauza că cresc tare, tare greu. Mie mi se pare că e planta arhitectului, sincer. Îl văd așa ca pe un downtown din Chicago, mulți zgârie nor și e foarte, foarte, foarte frumos. Sper să crească și să-i meargă bine. L-am pus tot așa într-un ghiveș de teracotă pentru că vreau să-l ajut să nu aibă prea multă umiditate și să risc să mucegăiască în vreun fel. Este un mic castel de zâne, dacă ar fi să traducem Fairy Castle. O să caut și numele original. Următoarea plantă este un Flaming Katie, cel puțin așa am văzut că se numește în America. E o suculentă. Nu mi-o place de fel. Inițial mi-a plăcut pentru că era micuță și drăguță și avea floricele. După nu mi-a mai dat nicio floare și a crescut așa și nu-mi place de niciun fel. I-am tăiat vârfurile, am și încercat să o înmulțesc. Poate-i dau o lacrină să aibă și ea această plantă minunată, dar ideea e că e aici, o am în colecție, deși nu știu cum să o fac să înflorească din nou, de asta i-am și tăiat vârfurile, că poate o să se
focuseze și să-mi dea ceva flori. Stă la geam, deci are lumină foarte, foarte multă, dar nu îmi dă nici o floare. O altă plantă recentă pe care am salvat-o de la o tanti care a murit și am fost și, bineînțeles, că am luat plantele și mă bucur să pot să am grijă de ele. Este acest potos golden, acest potos auriu ar veni, care chiar dacă nu se observă foarte tare, pentru că probabil n-a avut lumină, n-a fost nici foarte bine îngrijit, dar se văd aceste variații pe frunze, sunt puțin galbene. Am și varianta cu alb, pe aia am cumpărat-o eu de pe Etsy, îi zice Marble Queen, o să vă arăt imediat, dar oricum asta e varianta pe gold, pe auriu. I-am tăiat puțin din frunze, erau mult mai lungi, dar pentru că erau doar două, am tăiat și am încercat să o înmulțesc. În momentul ăsta sunt în apă, o să vă arăt și zona mea de înmulțire, pentru că vreau să mai adaug în ghiveci aici sus, vreau să-l fac mai plin. Așa că i-am tăiat din aceste două crenguțe și aștept să dea rădăcină și să le plantez la loc. Ultima plantă pe care am adăugat-o în colecție, chiar ultima, a fost această orhidee minunată. Cred că am pus-o pe Facebook, dacă nu mă înșel, la story. Am primit-o de la Ionuț acum 2 zile. Mi-a luat-o ca să-mi aducă puțină voie bună. Știe deja că plantele o să mă facă să zâmbesc. Așa că, da, asta este orhideea mea singura din colecție. Mama este foarte mare fan al orhideelor. Ea are 3 sau 4 orhidee, nu mai știu exact, cred că 3. Și am și una acum și mă bucur tare, tare, tare mult de ea. Este, după cum vedeți, un roziu cu aceste dungi foarte, foarte frumoase. Aștept tips and tricks dacă aveți pentru orhidee, pentru că vreau să o fac fericită și sper să-i meargă bine la noi. Cam astea sunt plantele de aici. O să fac o mică pauză și apoi o să le aduc pe celelalte, pentru că nu am avut loc de toate. Dar asta este prima parte și revin imediat cu partea a doua. Am revenit, am schimbat plantele. Cred că singura care a rămas e orhideea, pentru că o țin pe birou, cel puțin până când are flori. O să încep cu sagu palm, așa cum îi spune aici. Cineva mă corectase că nu este sagu palm, este Cicas revoluta. Știu că este Cicas revoluta, însă aici, dacă sunteți pe grupurile de iubitori de plante, în America sunt foarte multe și o să vă povestesc tocmai la ce mă ajută grupurile astea pentru colecționarii de plante, așa cum am început să fiu și eu. Ideea e că îi merge tare, tare bine, nu crește repede, cred că e frustrant, tot aștept o frunză nouă din aprilie, asta am primit-o de la e-mail, de ziua mea, și este una dintre plantele mele favorite, îmi place foarte, foarte mult de ea și mi-e tare, tare dragă. Recent i-am schimbat ghiveciul pentru că erau crescute chiar în afara ghiveciului rădăcinile și e semn bun că trebuie schimbat. Așa că a primit un ghiveci mult mai mare și sper să-mi dea o frunză nouă. Pare a fi un început acolo, dar e așa din aprilie, încă n-am văzut niciun semn, însă e tare, tare fericită și merge bine. Ca să-mi schimbăm puțin foaia și să nu vă arăt încă o plantă, vă arăt unul dintre borcanelele mele în care cerc să înmulțesc plante și să vă spun puțin istoria lor. Asta este un syngonium, îi mai spune arrowhead leaf, adică cumva capul unei săgeți, se vede după formă. Și avem aici un Wandering Jew. Pe ăsta l-am luat chiar din stradă, pentru că era așa o pătură de ei și am rupt câteva crenguțe și încerc să le mulțesc. Tocmai mai dau rădăcini, a durat mult. Îl am încă de când am postat vlogul cu Northwestern University. De acolo am luat această plantă și sper să o mulțesc. Iar asta este tot de la acea doamnă care a avut plante și pe care eu le-am luat și sper să am grijă de ele. Și ideea e că mai am încă una, ea a avut rădăcini, însă era crescută foarte, foarte prost. Am tăiat-o, am pus-o în apă, deja mi-a dat foarte multe rădăcini și încerc să fac ghiveciul mai plin și să am două plante, practic, într-un ghiveci în loc de una. Și cred că se și vede. Da, se văd rădăcinile chiar acolo. Rădăcinile cum mi-a dat planta și e un succes ăsta, e un thumbs up. Și ca să terminăm cu syngonium și cu arrowhead leaf, mai exact partea populară, asta este planta. Se vede că era crescută foarte prost, abia stătea în ghiveci și eu am tăiat-o și acum o să am două plante. Sper să le pot lega de un stick și să crească mult mai frumos. Tot de la acea doamnă am și acest dumb cane care i-a mers foarte, foarte prost. Iar are un viitor promițător, avem aici o frunză nouă
Și asta este puțin afectată, asta altă e un pic necăjită, dar să sperăm că o să-i meargă bine. Să revenim la ghivece cu plante. Asta este un snake plant și vreau să spun că a fost foarte plin. Când spun foarte plin, foarte plin. Dacă acum pare plin ghivece, bine, a fost dublu și tot de la acea doamnă l-am despărțit și, ca să vă spun la ce folosesc acele grupuri, am postat că vreau să schimb pui de snake plant, de, cred că zice Sansevieria, așa ceva, partea latină, îmi pare rău, dar aici spune snake plant sau mother-in-law tongue, cumva limba soacrei. Și o să schimb pui de snake plant pentru o plantă ivy, o să instrez aici o poză, și pentru un filodendron Brazil, de care sunt foarte entuziasmată. Planta ivy, această frumoasă plantă, și abia aștept să o văd și să mă decid pe unde o pun, unde să se poată întindă și să-i meargă bine. O primesc astăzi, iar cuttings de la filodendron Brazil, adică o să primesc, cum să vă spun eu, o să primesc, cum încerc eu să înmulțesc aici, o să primesc două rămurele de filodendron Brazil, pe care eu o să le pun în apă, aștept să facă rădăcini și apoi o să le transfer într-un ghiveci. Alea le primesc săptămâna viitoare, deci o să mai am două plante noi în colecție și la schimb pentru puiuți de snake plant. La asta ajută grupurile de iubitori de plante. Nu știu dacă sunt în România, aici în Chicago avem foarte multe astfel de grupulețe pe Facebook și atunci când vrem să facem schimb sau nu ne mai place o plantă sau avem, vedeți, pui de la ele, încercăm să facem schimb cu alții și așa ne mulțim colecția mai ieftin decât dacă ar trebui să cumpărăm o plantă nouă de la magazin. Și dacă tot am pus mâna pe alt porcănel, o să vă arăt ce am aici. Aici am niște Flaming Katie, acea plantă de care vă spuneam eu că nu sunt încântată pentru că nu mai îmi dă frunze, care a făcut multe rădăcini, foarte multe rădăcini, într-un timp extrem de scurt. Și aici avem un autograph tree, un copac autograph, așa ar veni în numele popular, așa, printre oameni, și o să scriu aici și numele plantei. Ideea e că l-am din Florida de mult timp, îl țin în apă, mai am câteva rămurele de la el, dar nu mi-a dat încă rădăcină. El zice că așa se înmulțește și eu tot sper și în fiecare zi verific și poate că într-o zi o să dea și el o rădăcină. Nu s-a uscat, îi merge bine în apă, dar nu îmi dă nicio rădăcină. Și dacă vă arăt cât de mare a crescut acest Flaming Katie, care mie nu-mi place de fel, o să vă șocați. Cred că se vede. E efectiv, e plin borcanul de rădăcini, dar nu de la minunăția asta pe care eu încerc să o propaghez, să o înmulțesc. Mai am aici o ceșcuță în păhărel, tot așa cu plantele care încerc să le mulțesc. Mai am Wandering Jew aici, am acest potos de la început, când vă spuneam că i-am tăiat rămurele și încerc să îl mulțesc, astea sunt aici. Mai am încă o rămurică de la Orograph 3, am și o suculentă pe care am încercat să o mulțesc în pământ, n-a funcționat și acum am pus-o în apă să vedem dacă o să-i placă mai mult aici, nu știu exact care-i numele ei. Am găsit-o pe jos într-un magazin cu plante și am luat-o, că dacă e pe jos oricum ajunge la gunoi. Mai departe, e un clip lung ăsta, avem aici celălalt potos pe care eu l-am cumpărat de la Etsy. A venit odată cu Monstera și cu Rattlesnake și este un Marble Queen. Foarte, foarte frumos. Are cele mai frumoase frunze, cred că, poate după Rattlesnake și Croton. Are frunze foarte, foarte frumoase. Cred că îl puteți și vedea cât de frumoase sunt frunzele. Unele sunt pe jumătate albe și sper să-i meargă bine. Sunt sceptică. Are câteva frunze noi, dar nu mi se pare că îmi merge atât de bine, poate o să o mut mai la soare, nu știu exact, dar e tare, tare simpatic. L-am pus și pe el în acest ghiveș de teracotă. Astea cred că sunt cele mai accesibile în state, deși se găsesc cam greu. Eu le-am luat de la Michaels, pentru că la Home Depot niciodată nu au. Asta este tot așa un snake plant pe care trebuie să-l transfer pentru că are foarte multe rădăcini, se și văd pe sub și m-am uitat și trebuie transferat, însă nu am încă un ghiveci pentru el, trebuie să cumpăr unul. L-am luat înainte să primesc
de acesta, dar mi se pare că sunt cumva specii diferite de snake plant, așa că o să le țin pe amândouă, bineînțeles. Foarte, foarte frumos. Chiar am postat de câteva ori pe Instagram poze cu frunzele lui, pentru că sunt superbe. A fost $7 de la Home Depot. Pe ăsta l-am luat recent, cred că de o săptămână și jumătate, cam așa. Mai avem aici un bambus. Aceste bambus sticks. Sper să îi meargă bine și să am grijă de el, dar asta este planta mea din bambus. Ultima ceșcuță, cană cu plante, este plină cu orograph tree cuttings. După cum vedeți, chiar îmi doresc să mulțesc planta asta și să o am și eu aici în Chicago. S-au dat acum peste cap aceste mici rămurele. Ideea e că are ceva sentimental, să nu vă imaginați că e ceva, e o plantă rară sau e ceva wow. Ideea e că o am de pe camion și vreau să-mi amintesc cumva de perioada aia și am luat-o de pe marginea drumului în Florida. Nu e nimic wow la ea, dar vreau să se prindă și nu știu cum să o înmulțesc mai bine și să o ajut puțin să îmi dea ceva rădăcini. Nu știu, poate că o să vă țin la curent pe vloguri, să vedem cândva anul ăsta sau la anul o să am și o rădăcini la această minunată plantă. Mai departe o să vă arăt regina casei când vine vorba de plante. Chiar dacă e o plantă basic și se găsește peste tot aici, eu am luat-o în primăvară și nu vă imaginați cât de mică era. Am dat, cred că, $5 pe ea de la Home Depot. A fost așa, foarte mică. Aici chiveciu și atât de înaltă a fost ea. Foarte mică. Nici nu-mi închipuiam că o să crească atât de mare. Și chiar când mă întrebam pe Instagram, mi-a spus că mulți sunteți fani acestei plante, și anume aloea. Cred că mulți o iubim și mie mi-e tare, tare dragă. Încerc să o mișc încet pentru că e gigantică. Deci cred că vedeți cât e de mare. E regina casei. E preferata mea. Crește și e așa satisfăcătoare. Fără să-i fac nimic, crește în continuu. Și mie atât de drag, abia aștept să-mi facă pui. Este o plantă foarte potrivită pentru cei începători sau pentru cei care nu știu așa de multe lucruri despre plante, însă le plac tare mult și nu vor să o omoare. Nu-i trebuie mult acestei plante. O ud odată la o săptămână sau odată la două săptămâni. Având în vedere că e în ghiveci de teracotă, probabil că o ud mult mai des decât dacă ar fi într-un ghiveci de plastic sau de ceramică, pentru că teracota absoarbe foarte mult din apă și se usucă repede pământul, dar îi place foarte mult. Crește, e satisfăcătoare. Odată la 2-3 săptămâni văd o nouă frunză, e superbă și abia aștept să crească și să-mi dea pui și să folosesc frunzele, pentru că acum nu mă îndur să o tai. Mi-e foarte, foarte dragă și, cum zic, e regina casei, e șefa între plante. E și impunătoare și mi-e tare, tare dragă. Vă recomand cu drag. Cred că dintre toate plantele astea e cea mai ușor de întreținut și mi-a dat cea mai mare bucurie pentru că crește repede. Deci, vă spun, a fost 20% din cât e acum în primăvară și acum deja nu m-am mai avut loc în geam. Am pus-o undeva jos și încerc să o ridic cu ceva ca să primească la fel de multă lumină ca până acum. Cam astea sunt plantele mele. Mai am acolo pui de la snake plant pe care vreau să îi dau. Aștept să vină fetele, cum v-am spus, după plante. Și mai am acolo dracaena, care a suferit tare, tare mult. Nu o să o aduc pentru că e mare. Mare ghiveciul. Am avut 3 în ghiveci, 2 au murit pentru că înainte să mergem pe camion am observat că avem viermi la acea plantă în particular. Am spălat tot de pe plantă până la rădăcini și după ce am pus pământ nou a intrat într-un șoc și nu le-am mai putut salva decât una dintre ele și acum arată caragios. Cred că e singurul eșec de până acum al meu în de la începutul anului până acum cu plantele și mi-a părut foarte, foarte rău. Era tare frumos, îl țineam în dormitor și îmi plăcea atât de mult. Cred că a fost prima plantă pe care am luat-o în America și e din decembrie cu noi, dar asta e. Mai avem unul, acum tot uit să văd de unde pot să cumpăr 2 sau cumva să combin ca să nu rămână singur în ghiveci, dar probabil peste un timp, că nu vreau să aibă iarăși un șoc și să moară și ăsta bietul. Vă las, vă pup, abia aștept să citesc comentariile voastre în legătură cu plante și să văd ce plante aveți voi. Și spre necazul lui Ionuț, poate mai îmi adaug și eu câteva la wishlist și mai adaug în colecția noastră de plante, pentru că niciodată nu sunt destule. Mami îmi spunea că deja sunt prea multe. Eu
eu încă mai adaug la colecție și abia aștept să ne mutăm la casă sau la un apartament mai mare ca să pot să le mulțesc și mai mult. Vă pup și vă urez o săptămână minunată. Bye!